De la începutul săptămânii, temperaturile în municipiul Iași au început să crească. Ieșenii sunt încântați de vremea caldă și însorită. Aceștia au ieșit la plimbare alături de prieteni, familie și copii. Mulți au abandonat hainele de iarnă, trecând la o garderobă mai subțire de primăvară și chiar la rochii și tricouri. Cum vi se pare vremea de azi? Foarte frumoasă. Ați și ieșit? Curios de frumoasă. Neobișnuit de frumoasă. Foarte fain. Foarte frumos. Văd că sunteți îmbrăcați corespunzător. Ați știut de dinainte că vor fi temperaturi ridicate? Am scos capul pe geam dimineața și era destul de cald, am zis că e perfect pentru o plimbare. Cum ți se pare vremea de astăzi? Foarte frumoasă. Am uitat dimineața la vreme și am văzut că o să fie în jur de 15 grade și am zis să-mi iau așa ceva subțire, totuși am și geacă la mine. M-a săturat de friguri și temperatură rece. Abia aștept să ies la plimbări, asta facem și acum, am ieșit de la examen și am zis să luăm o gură de aer. Meteorologii anunță temperaturi din ce în ce mai ridicate în această săptămână. În această săptămână vremea la Iași va fi deosebit de caldă pentru această perioadă. Vântul va sufla slab la moderat. Temperatura maximă aerului va tinde spre 18-19 grade Celsius, exceptând ziua de joi, când aceasta va tinde spre 12-13 grade Celsius, iar minima din cursul nopților va tinde spre 5-6 grade Celsius. Singura zi în care temperaturile vor fi mai scăzute este ziua de joi, în care maxima va ajunge la 13 grade Celsius. Și în weekend vom avea parte de vreme călduroasă, atingându-se temperaturi de până la 19 grade Celsius.